Primăria Municipiului Călăraș anunță că în perioada 24-26 august va efectua noi tratamente de dezinsecție terestră pentru combaterea țânțarilor adulți pe raza Municipiului Călăraș, pe străzi, locuri de joacă și în parcuri. Acestea se vor efectua în intervalul orar 21-5 dimineața, în funcție de condițiile atmosferice fiind posibilă prelungirea perioadei, fapt ce va fi comunicat ulterior. Substanțele active folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății prin Comisia Națională pentru Produse Biocide. Precizăm că tratamentele se vor desfășura în condiții corespunzătoare pe raza municipiului Călăraș, respectând prevederile legale de protecție a mediului, a sănătății și securității populației.